În sfârșit au deschis castelul, că am venit de 2 ori până acum și nu ne-au lăsat să intrăm, că din cauza la corona n-aveți voie să intrați. După aia am început că trebuie să fim vaccinați și acum în sfârșit e deschis și putem vizita. Vă arăt și vouă ce vedem noi aproape zilnic, că zilnic trec pe zona asta. Castelul arată extrem de frumos pe drum. Spatele meu se află Rhinul. Hai să urcăm să vedem. Trebuie să faci sport să ajungi până sus. Ce îmi place aici în Germania, că chiar se ocupă de natură. De exemplu, acest colț de piatră. Pot să-l dărâm, dar nu, au preferat să-l leagă cu fier și să-l păstreze cum era el. Este un fier, este natură. Spatele meu se afla Burg Rheinstein. Burg înseamnă castel în germană, Rhein este Rhinul și Stein înseamnă piatră. Castelul a fost construit în 1316-1317. În 1344 a fost în declin. Castelul a fost derăpânat. În 1794 l-a cumpărat prințul Friedrich al Prusiei și a reconstruit și a renovat tot castelul. Și asta este poarta care se ridică. Haben Sie die Luca-App auf Ihrem Handy? Ich brauche Ihre Kontaktdaten. Kommen Sie mal hier rein. Okay. Also Frage, haben Sie die Luca-App da? Kein Thema. Ist nicht schlimm? Ist nicht schlimm? Ich habe hier etwas für Sie. Sie müssen sich hier eintragen, ja? Ich brauche von Ihnen, von einem dann nur. Ja, ist doch kein Problem. Ich brauche Name und Nachname, Familienname und die Telefonnummer. Ha? Alles klar. Schauen Sie mal, das kriegen Soll Sie hin. Soll ich schreiben, ja? Allein? Ja, na, Sie schreiben das. Okay. So, hallo. Möchten Sie Geburt besuchen? Ja. Vielleicht was jetzt zu kaufen? Ja. Ja? Fein. Ich Mehr brauche ich nicht, aber noch warten Sie, die hier noch eintritt zahlen. So.
Așa. Am luat două bilete. Trebuie doar să scriem numele, fără adresă de casă, fără nimic. A costat un bilet 7 euro. Mi se pare un preț bun, rezonabil. Și ne-a dat foaia asta, care încep de la 1, 2, sunt 4 etaje și scrie și în engleză și în germană. Asta este numărul 1. Numărul 2. Așa. Veceu, doi soldați. Arată frumos. O priveliște superbă. Aici sunt croaziere. Asta transportă persoane de la oraș la altul. Și este restaurant. Hello. Hello.
Apa de obicei este mai curată, astăzi este tulbure, curge foarte repede. Cum se spune, nu e în apele ei. Cât de frumos poate să fie priveliște asta. Să ai colțul tău așa și spatele tău să ai castel. Deci când am intrat și am văzut bucătăria asta, mi-a sărit gândul așa la casele alea de la țară, de la noi. Numai că ăsta e aranjat și cred că sunt noi. Nu cred că sunt aceleași capașe care le folosau înainte.
Thank you.
Asta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut, noi ne-am simțit bine în castel. Am tras de timp să filmez și vlogul, adică n-a luat mai mult timp, 3 ore și ceva. Sper că a ieșit ok. Asta a fost castelul numărul 1. Va urma foarte multe castele și foarte multe locuri frumoase din Germania. Cel puțin, pentru deocamdată.